Bun găsit, dragi iubitori ai sportului, sunt Alexandru Vârtosu și vă invit la repriza de Sud. Vom vorbi despre fotbal, așa cum bine știți, și nu vom ocoli nici fotbalul juvenil, avându-l invitat pe Bogdan Budescu, antrenorul principal al formației Under 19 a Clubului Sportiv Universitatea Craiova. Bună seara! Bună seara! Aș putea spune că sunteți profesorul antrenor numărul 1 în 2017, Bogdan Budescu și grupa sa de juniori mari. Este neînvins în acest retur de campionat și mai mult prelungește seria rezultatelor bune cu ultimile două etape din prima parte a campionatului, din tur. Domnule Budescu, cum e să fiți așa pe cai mari și să duceți echipa de pe locul 9 pe locul 3? Da, întreg centru de copii și juniori, putem să spunem că este pe cai mari. Este normal în urma unei instruiri așa cum trebuie în ultimele 7-8 luni la Universitatea Craiova, este normal să apară și rezultatele. Bineînțeles, ne interesează în primul rând rezultatele individuale pe fiecare jucător în parte, dar este clar că numai în momentul unor rezultate bune putem să tragem să avem clar o analiză a fiecărui jucător în parte. Bineînțeles, și republicanii Under 19 și republicanii Under 17 au același drum. Presăra acolo, numai, da, cu victorii. Știm foarte clar că republicanii B sunt pe primul loc și au șanse mari să acolo să joace. Ne-am obișnuit să fie pe primul ăla. Dumneavoastră a fost o chestie că ați început mai greu, mă rog, n-ați fost de la bun început pe banca tehnică a echipei. Ați început mai greu, după care, iată, ușor-ușor s-au reglat lucrurile. Da, am reușit în iarna acestui an să aducem câțiva jucători din județ, de la alte echipe, copii care doresc foarte tare să confirme, să joace pentru Universitatea Craiova. Scopul nostru principal este acela de a forma jucători pentru echipa a doua și pentru echipa mare. Ăsta este scopul principal. Bineînțeles, repet, eu sunt adeptul și a rezultatelor, bineînțeles, rezultate venite în urma unei instruiri academice, să spun așa. Deci doar un joc bun mulțumește, chiar dacă victoria este cu 1-0 pe un teren al rivalii? Da, noi urmărim în permanență evoluția fiecărui jucător în parte. Și automat, dacă fiecare individ în parte și urmează sarcinile primite și respectă anumite lucruri, este clar că apar și rezultatele. Asta ne interesează cel mai mult, ca fiecare, repet, jucător să se ridice la un nivel și la un moment dat să facă parte din echipa mare a Universității Craiova. Marcați foarte mult. Care este secretul? Iată, peste tot în fotbalul românesc, mă refer acum și la primele două ligi, chiar și a treia, este o lipsă acută de atacanți care marchează, că atacanți sunt, cel puțin cu numele. Exact. Cum reușiți să-i faceți să și scuture plasele adversare? Ce se întâmplă? Vorbind de copii și juniori, este clar că ne interesează foarte mult ce facem cu mingea. Ne interesează foarte tare ca acești copii să intre în contact cât mai mult cu mingea, să prindă drag, să spunem, de lucrul ăsta, să nu le fie absolut frică în momentul în care au mingea, încercăm să le dezvoltăm personalitatea și automat creativitatea prin instruirea pe care o facem. Ne interesează, repet, încă o dată, să aibă mingea cât mai mult la picior, să respecte niște principii ofensive pe care noi le trasăm în fiecare antrenament. Aceste principii ajung la un moment dat să ajungem la poartă și să finalizăm. Bineînțeles că ne ocupăm și de partea cealaltă a obiectivului defensiv, dar recunosc că ne interesează foarte, foarte mult obiectivul acesta ofensiv, să ajungem cât, nu neapărat cât mai repede la poartă, dar să respectăm anumite principii clare pe care noi le avem. Care a fost ultima înfrângere? A fost în 20 noiembrie 2016 în fața lui Dinamo 1948, cea care are echipă și în Liga 1. Din ce știu, acolo a fost așa un meci cu cântec, cu arbitraj, ca la echipa mare, cu ambiții. Da, ce să zic? A fost cea mai deranjantă înfrângere? Da, nu a fost
deloc deranjantă. Știți cum e? Fiecare înfrângere, până la urmă, e sănătoasă. Ai ceva de învățat. Am reușit să învățăm anumite lucruri, că trebuie să avem mereu mentalitate, să avem atitudine, indiferent de adversar. A fost o pură întâmplare. Știți foarte, foarte clar că și știm foarte clar că în România există trei academii mari și tari care spun, să zicem, pun punctul pe ei în fotbalul juvenil. Este vorba de Universitatea Craiova, este vorba de Academia de Fotbal Gheorghe Hagi și de Dinamo București. Și știți, normal că atunci când sunt meciuri între aceste echipe, sunt scântei. Știm foarte clar că am jucat cu Academia de Fotbal Gheorghe Hagi aici la Craiova. Am reușit 1-1 la Republicania și Republicanii au câștigat. La Republicania au căzut de pe primul loc. Și să nu credeți că le-a fost foarte ușor în momentul în care s-au întors la Constanța și au intrat în contact direct cu domnul Hagi. Da, știm ca un tip coleric. Și dumneavoastră vă aprindeți așa ușor? Da, ce să zic? V-au învățat copiii, probabil nu vă mai supără sau că nu. În ultimul timp sunteți mai liniștit? Da, păi știți cum este că în momentul sau în care... Sau rezultatele nu, aduc liniște? Fiecare antrenor trebuie să se modeleze la un moment dat. Bine, fiind la Universitatea Craiova, trebuie să faci o imagine pozitivă atât ție personal, cât și clubului. De ce să nu recunosc că l-am mereu lângă mine pe domnul profesor Dumitru Barbu, care mereu, pe lângă corectările în instruirea pe care o facem cu acești copii, îmi aduce și mie de multe ori corectări și mi spune cum trebuie să mă port, pentru că la un moment dat, de fapt. Da, fiecare antrenor trebuie să aibă un obiectiv, chiar dacă a ajuns la un anumit nivel, trebuie să aspire la obiective mai înalte și nu este de ajuns numai prin instruirea pe care o faci, poate și imaginea pe care o ai în fața copiilor, a suporterilor, a părinților, probabil că trebuie să fie, sau 100% trebuie să fie de bun augur. Pe primul loc se află și Daniel Mogoșanu cu echipa Under 17 a clubului, așa cum spuneam și cum bine știm, de la bun începutul campionatului a avut rezultate notabile și s-a cocoțat acolo și bine îi stă. În schimb, Daniel Mogoșanu a beneficiat cam în permanență de același grup de jucători. Nu același lucru se poate spune și despre dumneavoastră, dați mereu jucători către echipa a doua a clubului. Uneori mai primiți și înapoi, alte ori... Vreau să spun următorul lucru. În primul rând, Daniel Mogoșanu e un antrenor extraordinar. Asta e clar. Eu, unul, am avut foarte multe de învățat de la el și sper să am prilejul să lucrez în permanență alături de el, pentru că vreau să vă spun că atunci când Republicanii A au antrenament, participă și Daniel Mogoșanu, iar când Republicanii B au antrenament, particip și eu. Deci ne ajutăm unul pe celălalt și asta, lucrul ăsta este cel mai important, că eu unul recunosc că am de la cine să învăț foarte multe lucruri. Într-adevăr, a avut un lot de jucători pe care l-a și întărit, să spun așa, în iarnă. La mine au fost, asta se întâmplă în general la nivel de Republicania, sunt jucători care vin de la echipa a doua, sunt jucători care pleacă de la Republican la echipa a doua, dar cred că aici apare flerul antrenorului și gradul lui de a putea controla și a gestiona foarte bine situația. Nu pot să spun că mi-a fost ușor, pot să spun că în ultimele două zile înaintea unui joc, atunci când îmi apar jucători de la echipa a doua, reușesc să am niște ședințe de multe ori interminabile cu acești jucători, video și așa mai departe, pentru a, să spunem, pentru a merge pe același drum. Copiii sunt cu un nivel de inteligență foarte bun și probabil că cu cât au mai multe idei despre fotbal, cu cât au, eu știu, o structură consolidată, nu cred că sunt probleme.
Sunt totuși printre ei nu foarte copți pentru Liga 3 și spun asta pentru că odată ce au urcat la eșalonul 3 al țării sub comanda lui Corneliu Papură, nu au avut același randament, cel puțin așa se vede din tribune. Mai au nevoie de jocuri la Liga Elitelor. Da, nu știu ce pot să spun. Ideea este că e clar că în momentul în care sunt la Liga 3, ei capătă o experiență extraordinară. Vin mulți dintre ei și joacă la nivel de republicani. Sunt cu zâmbetul pe buze, au marcat foarte multe goluri. Automat, în momentul în care te simți bine la o echipă, ești creativ, ți iese jocul foarte bine. Eu pot să spun că în momentul în care au venit la echipa de republicani, sunt extraordinar de mulțumit de, în primul rând, de atitudinea lor. Vin mai relaxați, cred că joacă mult mai relaxat. Au libertate, primesc foarte bine informația pe care eu le-o transmit. Au marcate, avem 24 sau 25 de goluri în 5 etape sau 6 etape, ceva de genul. Și marea majoritate golurile au fost înscrise de juniori republicani care merg și mai joacă și la echipa a doua, care evoluează în Liga 3. Vedeți foarte clar că la Liga 1 Scrieciu este un jucător extraordinar. Are 17 ani, nu știu dacă i-a făcut. Păi iar împliniți. Marcovici, la fel, are 16 ani, a debutat la Liga 1. Nu văd niciun fel Cred că îi de problemă. motivează pe ceilalți Ideea din... este să reușești tu ca antrenor să, eu știu, să câteodată, din punctul meu de vedere, trebuie să te cobori un pic și la mintea lor de juniori, în primul rând, pentru că este clar că, asta este părerea mea, nivelul de instruire trebuie să fie pentru ei, trebuie să fie apropiat de ce se întâmplă la nivel de juniori, 16-18 ani. Am pomenit mai devreme de echipa secundă a clubului. Iată, mâine la ora 17 pe stadionul extensiv va intra din nou în iarbă. Va întâlni de data aceasta pe Sporting Roșiori. Vine după o înfrângere destul de drastică trupa lui Corneliu Papură, 5-2 la Concordia Chiajna. Iată și Concordia are acolo, pentru că tot vorbeam de juniori, și-a creat totuși un centru destul de bun din ce am înțeles, ca și voluntariu. Probabil aria de selecție fiind mai mare, le permite să alinieze și formații mai bune. Da, cred că depinde foarte tare și de numărul de jucători care vin de la echipa de seniori. Pentru că este clar că în momentul în care vin jucători cu experiență, care au 25, 25, 26 de ani, cred că E pot să altceva. ajute tinerii jucători. Dar cred că băieții noștri, chiar dacă sunt, am impresia, toți născuți acum, sunt născuți 98-99, Majoritatea asta în anul, Sunt anii aceia. capabili, eu așa îi simt, deci eu pot să vorbesc momentul în care eu intru în permanență la jocuri, în contact cu ei și sunt extrem de mulțumit. Acum, ce se întâmplă acolo la echipa a doua, probabil că sunt momente în care ei nu reușesc să dea totul pe teren, dar ideea e că trebuie să avem răbdare cu ei, sunt niște copii excepționali. Știu și sunt conștienți că reprezintă Universitatea Craiova. Sunt în punctul cel mai înalt al acestui moment de vârstă pentru ei. Eu nu am încredere fantastică, v-am spus, pentru că intru foarte des în contact cu ei atunci când am jocuri, când am ședințe tehnice cu ei și apare și comunicarea asta non-verbală pe care o am cu ei. Bineînțeles, ei nu-și dau seama că eu reușesc să comunic cu ei chiar dacă nu verbal și văd cât de focuzați sunt și cât atenție dau fiecărui amănunt pe care îl primesc din punct de vedere tactic. Imediat după emisiunea noastră va începe partida de fotbal dintre CS Universitatea Craiova și FC Voluntari. Iată prima manșă a Cupei României, o manșă în care, din păcate, noi nu putem alinia cel mai bun 11. Cum credeți că va fi și această partidă de cupă? Până la urmă E are o clar. importanță foarte mare, ținând cont de trofeul care este pus în Da, joc și de care suntem destul de aproape. e clar că va fi o partidă interesantă. Eu cred că indiferent ce jucător va intra la echipa noastră,
va avea o atitudine extraordinară, chiar dacă sunt jucători seniori, conștientizează faptul că joacă la Universitatea Craiova și că, în primul rând, trebuie să facă tot ce pot ei pentru suporteri. Și noi, la nivel de junior, să știți că ne gândim, nu știu dacă este ok, ne gândim foarte mult la suporterii care sunt lângă noi, ne uităm pe site-ul clubului și vedem câți suporteri privesc activitatea noastră la Centrul de Copii și Juniori. Sunt foarte, foarte interesați de tot ce se întâmplă exact, în cadrul întreabă clubului. Jucătorii care au marcat și așa mai departe. Dar minte, când vorbim de echipa mare, e clar că toți ne dorim, în frunte cu jucătorii, cu domnii profesori de la echipa mare, ne dorim să câștigăm. E clar că și voluntariul vor veni montați. Ne gândim că antrenor acolo este un fost jucător de la Universitatea Craiova, dar eu sunt 100% convins că vom câștiga. Prieten? Da, ce să zic, eu am jucat cu fratele lui, dar am reușit să intrăm în contact. Este clar că vom reuși să obținem o victorie care să ne asigure așa o liniște pentru meciul din retur. Și pentru că tot am pomenit de Claudiu Niculescu, iată, mărturisesc că este jucătorul numărul 1, în opinia mea, marcator din lovituri libere de după 90. De ce nu se mai nasc astfel de sniper, să le zicem așa? Iată, se înscriu destul de puține goluri în campionatul românesc din lovituri libere, din apropierea careului, de la distanță, nu mai vorbesc, că mai rar vezi câte un șut să se ducă. Da, bine, în primul rând, e clar că pleacă și de la nativul jucătorului. Dacă el n-are o biomecanică bună de lovire a mingii, așa cum a avut-o Claudiu Niculescu, acum să nu credeți că pe perioada junioratului Claudiu Niculescu a repetat loviturile libere, dar bineînțeles este încă un factor în plus pentru a-ți perfecționa această deprindere. Motivul pentru care nu mai sunt așa executați din punctul meu de vedere, cred că apare un pic și frica, nu au responsabilitatea, nu își asumă responsabilitatea. Asta este și scopul nostru la noi, la Universitatea Craiova, la Centrul de Copii și Juniori. Și eu și domnul profesor Barbu și Daniel Mogoșanu încercăm, prin informațiile pe care le dăm copiilor, să-și creeze o personalitate și în același timp să apară creativitatea lor. Fie că e o lovitură liberă, fie că este un duel 1-1, pentru că punem foarte mult accent pe acest aspect. Faze fixe până la urmă, pe toate fazele fixe. Tot ceea ce înseamnă jocul de fotbal, trebuie să reușim să-i facem pe copii să fie decizionali în tot ceea ce fac. Cum comenta suspendarea lui Alex Mateiu? Iată, 3 etape pentru un foul de la spate. De fapt, nici n-aș putea spune fault, o intenție de fault, pentru că nu l-a atins atât de rău pe Nistor în acel cu Dinamo. Este clar că e o pierdere pentru echipa mare. Un jucător cu o capacitate bună de efort, o bună participare și ofensivă și defensivă. Acum, probabil că regulamentul e de multe ori de neînțeles, să spunem așa, sau legile de multe ori sunt de neînțeles. Pierde echipa, pierde el. Dar să fie oarecum convins cu dedicație, ținând cont de finalul tensionat de campionat, așa, da, ultima etapă cu Steaua, o meci cu Viitorul, cu CFR Cluj. Nu știu, eu mă gândesc decât că un alt jucător care va juca în locul lui va fi capabil să-l înlocuiască cu succes. Acum gândesc ca un antrenor, la lucrul ăsta mă gândesc în momentul de față. Acum că o fi cu dedicație, probabil că și la noi, la meciul cu Dinamo, la juniori, am pierdut 4-2 acolo cu niște greșeli mari de arbitraj, pot să spun același lucru, dar v-am pur zis, mai mult am gândit ce am greșit noi în teren decât ce s-a întâmplat cu, poate pe moment te aprinzi, așa cum a zis și eu sunt, mă aprind uneori, dar ei, uneori nici nu poți să stai impasibil, da. Impasibil, da, ținând cont de, na, că vezi pe viu ce se întâmplă, da, și da, cum corect. Ești defavorizat. Vine și un meci cu CFR Cluj, iată, duminică, intrăm din nou în iarbă, de data asta în Ardeal, CFR-ul am câștigat în cupă. Cum va fi și cu CFR, iată,
ușor, ușor, dacă ne gândim și la punctele pierdute pe la comisii, CFR-ul era chiar foarte și, bine în față. Și CFR-ul, ca echipă și noi, bună. Au un obiectiv, au un antrenor foarte bun, au jucători foarte buni. Este clar că obiectivul clubului nostru, clubul Universitatea Craiova, a fost acela de a ajunge în play-off și de a juca cu cele mai bune, alături de cele mai bune echipe din țară. Este clar de înțeles că rezultatele nu pot fi gândite de la început, având în vedere că toate cele 6 echipe sunt foarte apropiate valoric. Ne dorim cu toții să câștigăm acest meci și să facem cinste, să spunem așa, Olteniei. Și sunt convins că toți jucătorii sunt focuzați pe a avea un rezultat bun. Vorbind de rezultat, iată ce s-a întâmplat în acest an competițional, ne aduce o participare în cupele europene, de altfel de apreciat. Cum ați aprecia, în schimb, rezultatele înregistrate în play-off-ul Ligii 1 și, bineînțeles, și evoluțiile? Iată. Se întâmplă. Ăsta este fotbalul. Vedeți, fotbalul este un joc situațional. Nu putem să avem garanția că toate lucrurile o să iasă perfect. Vedeți, și noastră campioana României Astra la fel a avut niște fluctuații de rezultate. Steaua, dar parcă a accelerat când a trebuit, că iau de, sunt și în play-off și... Steaua în timpul campionatului a avut mari probleme, acum este mai bine. Deci nu cred că există o situație clară care duce la aceste cauze. Ăsta este fotbalul, de asta este și frumos. Apar tot felul de probleme ale tale, o suspendare, o accidentare, un vârf de formă atins de echipa adversă, se poate întâmpla lucrul ăsta. Deci de-aia fotbalul, repet, este atât de frumos, nu poate să-ți ofere ceva concludent sau să... Normal că îți planifici să câștigi toate meciurile, să ai rezultate bune, dar nu se poate în permanență. Da. Calculele hârtie mai pot fi date peste cap. V-aș întreba care va fi campioana. Cine credeți că va pune mâna pe acel loc 1 la care la un moment dat spera și CS Universitatea Craiova și părea să aibă șanse reale? Da, ce să zic, sunt echipe foarte bune. Și Hagi, și Steaua, și Dinamo poate mai au ceva șanse. Eu, din punctul meu de vedere, mi-aș dori să câștige Hagi campionatul. Dar cred că va fi foarte, foarte greu. Steaua are jucători cu experiență, Dinamo la fel are jucători cu experiență, dar ideea este că, uite, am avut un play-off foarte frumos. Fiecare dintre noi am participat direct și indirect în acest moment al campionatului. Trebuie să tragem noi, revin la clubul nostru, să tragem concluziile pozitive care au făcut să ne ducem acolo în primele 6 echipe, să ne gândim că de la toamnă o să jucăm, zic bine, în fața 30.000 de spectatori, să ne gândim totuși că am avut și un dezavantaj în acest campionat, pentru că una e să joci pe extensiv cu 2-3.000 de spectatori, alta e să joci pe stadionul cel nou cu 30.000, altceva e să joci la Severin 3-4 mii de... Este clar că acești jucători care sunt la Universitatea Craiova trebuie să simtă, până la urmă, glasul suporterilor originali. Am înțeles. Ce ziceți de retrogradare? Cine credeți că va rămâne pentru Liga a doua până la urmă? Bine, lucrurile par destul de simple în ceea ce privește pe ASEA Târgu Mureș. Mă refer pentru locul de baraj. Mai poate scăpa Pandurii? Bine, totul depinde normal de valoarea jucătorilor, de situația din momentul respectiv al clubului în cauză salarii și așa mai departe, gestionarea fiecărui factor al competiției și al pregătirii. Normal, fiind oltenii noștri, doresc să rămână în Liga 1, mai ales că antrenor este Flaviu Stoican, care... chiar am făcut armata împreună cu el acum 20 de ani și mi-e un prieten drag și îmi doresc să rămână în Liga 1.
Avem și acolo câțiva jucători care sunt ai noștri și portarul Popescu, care a fost portarul și este portarul echipei. Cred că ar fi trebuit să rămână la, echipei, la Craiova. E o părere. Da, dar poate până la urmă cred că i s-a făcut un bine că a jucat pe final acum. A jucat pe final, dar probabil că ăsta a fost și gândul pentru care a fost trimis acolo să capete cât mai multe meciuri în picioare, tot în favoarea noastră la un moment dat. Eu îmi doresc să nu retrogradeze pandurii. Acum v-am zis, sunt mulți factori care decid. Aveți curaj să faceți un pronostic la meciurile cu Voluntari și CFR Cluj? Dar nici nu trebuie să fac un pronostic, sunt 100% convins că echipa noastră va câștiga. Iar dumneavoastră, ce faceți în etapa de la sfârșitul săptămânii? Da, scopul nostru este să instruim acești copii, repet, individual, pentru a avea rezultate și pe moment și pe viitor. E clar că vorbim de niște tineri adolescenți care au fluctuații de și de comportament și de rezultate și de dezvoltare și e clar că, bineînțeles, noi încercăm să-i ducem pe drumul cel bun. Suntem cu toții, de ce să nu recunosc, focuzați pe ce se întâmplă la juniorii B a lui Daniel Mogoșanu, pentru că ne dorim cu toții să devină campioni naționali și cred că așa cum se întâmplă acum la Centrul de Copii și Juniori al Universității Craiova, când toate lucrurile au un sens, cred că se va întâmpla lucrul ăsta. Iar pentru republicanii, îmi doresc să ocupe un loc cât mai bun și să facă pasul către echipa a doua și către echipa mare a Universității Craiova. Așteptăm victorii din partea oltenilor noștri. Până atunci nu rămâne decât să vă mulțumesc pentru prezența în studio. Bineînțeles, succes în continuare. Și eu vă mulțumesc. Iar dumneavoastră vă dau invitație joia viitoare. Nu uitați, rămâneți pe ALEGE TV.